Îmi permiteți înainte de a predica să fac o rugăciune, pentru că dacă nu ne rugăm, nu avem nicio șansă în seara asta. De fapt, dacă nu ne rugăm, nu avem nicio șansă niciodată. Aș vrea să stați cu ochii închiși, dați-mi voie să rostesc o scurtă rugăciune în care să cer însoțirea lui Dumnezeu, pentru că îmi doresc acest cuvânt care va fi rostit să vină de la Domnul. Doamne, îți mulțumesc pentru bunătatea Ta. În seara aceasta s-a vorbit despre alergare. Și Doamne Dumnezeule, vreau să învățăm în această seară să nu ne dăm niciodată bătuți în alergarea noastră spre cer. Diavolul de foarte multe ori pe unii reușește să-i prindă în diverse capcane. Încetul cu încetul. Unii oameni, fără să-și dea seama, Doamne, sunt prinși în tot felul de păcate, în tot felul de capcane. Și alergarea lor se oprește brusc, cum s-a oprit cântarea noastră, Doamne, seara asta. Doamne Dumnezeule, dacă sunt aici și știu că sunt oameni care au fost prinși de cel rău într-un anumit lucru păcătos, Te rog în această seară, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos, în numele sângelui de la Golgota, rupe orice legătură a celui rău. Niciodată nu vrem să ne dăm bătuți în alergarea noastră spre cer. Niciun obstacol nu vrem să ne stea în cale. Niciun lucru nu ne va lega atât de tare de pământ încât să nu ne mai dorim să alergăm spre cer. Care aceasta, Doamne Dumnezeule, ne stă înainte datorită Domnului nostru Iisus Hristos. El care este pârga celor adormiți, primul rod din recolta învierii, El cel care ne-a făcut această scară spre cer. Noi n-am fi putut niciodată să urcăm spre cer, dar datorită jertfei Lui și prin El putem să ajungem la Tine. De aceea, Doamne Dumnezeule, nu ne lăsa să cădem. Și dacă vom cădea, Doamne, dă-ne putere să ne ridicăm, să mergem mai departe. Nu ne lăsa, Doamne, să cădem pe lângă cale, ci vrem să rămânem pe cale, orice ar fi. Și vrem să fim ca lutul în mâinile marelui olar. Doamne, orice ar fi, rămânem în mâinile Tale. Orice s-ar întâmpla cu noi, rămânem în mâinile Tale. Slăvit să fii, binecuvântat să fii, în veci. Amin. Amin. Vă citesc doar foarte scurt, așa cum am zis, scurtă rugăciune, scurtă citirea cuvântului și lungă predică. Citesc din cartea 2 Petru, un text din care am mai predicat de multe ori. Predica nu este una textuală, nu spun că textul este un pretext, nu este un pretext, e pretext pentru un subiect. Zice aici în versetul 19, în 2 Petru, capitolul 2, versetul 19, zice că și fiecare este robul lucrului de care este biruit. Și dacă ar fi să definez pocăința într-un fel, aș defini așa. Pocăința înseamnă să-L iubesc pe Dumnezeu mai mult decât îmi iubesc slăbiciunile. Voi n-ați zis amin aici, că eu cred că voi n-aveți slăbiciuni. De fapt, asta înseamnă să fii pocăit. Să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice. Să fii biruit de dragostea lui Dumnezeu. Și mai citesc din Evrei, din capitolul 12, primul verset, pe care sunt convins că îl cunoașteți foarte bine. Evrei, capitolul 12, primul verset, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Și noi, vă puteți uita în jur, și voi, și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați, cu un nor atât de mare, sau așa de mare de martori. Și la ce martori se referă? Citiți tot capitolul 11 și veți ști despre ce e vorba. Nu-i niciun bai dacă citiți în timpul predicii, măcar știu că rămâneți cu Biblia în minte. Cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică. Și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Și să alergăm cum? E un cuvânt care ne place nouă pentecostalilor aici în mod special, cu stăruință, în alergarea care ne stă înainte. Dacă să putem alerga cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, trebuie să dăm la o parte orice piedică. Și ne explică Biblia care e piedica: păcatul care ne înfășoară atât de lesne.
Amin, aceste cuvântul lui Dumnezeu, vă rog să vă așezați. Știu, m-am uitat în ochii unora dintre dumneavoastră când am ridicat privirea din citirea textului și am văzut disperarea, gândindu-vă probabil că am uitat să vă așez. Nu, n-am uitat, stați liniștiți. Ce liniște în adunare și asta e bine. Să vedem. Iată că au trecut cele două zile, sunt aproape trecute, cât am petrecut împreună aici cu voi și sunt tare bucuros că am avut harul acesta din partea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc, fraților, Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Ce repede trece, nu? Am avertizat adunarea, v-am avertizat, v-am spus că în această seară vreau să vorbesc, vă mărturisesc că aveam în minte altceva, da? Eu tot timpul, sau de multe ori mi se întâmplă lucrul acesta, m-am pregătit să vorbesc dintr-o pildă a Domnului Iisus, am un set de predici despre pildele Domnului, dacă sunteți curioși să le vedeți, le găsiți pe internet în multe locuri. Voiam să vorbesc dintr-una dintre pilde, dar în timpul în care fratele Matei vă îndemna cu mult har, cu mult elan și biserica cânta și vorbea despre faptul că unii dintre noi am obosit, și când zic unii dintre noi mă refer și la mine și la voi, unii dintre noi am obosit în alergarea aceasta noastră și că există anumite lucruri, anumite obstacole, anumite piedici peste care unii dintre noi nu putem trece nici cum. Sau sunt anumite capcane, mai rău decât piedici, în care unii au căzut, în mod subtil, fără să-și dea seama, încetul cu încetul. Cum zice românul, nu știu cât de corect gramatical o fi asta, dar nici nu-mi pasă, subtil, la un moment dat, te-ai trezit că păcatul te înfășoară, cum a zis textul, vă aduceți aminte, atât de lezne. Știți că la noi, în zona Bihorului, lezne înseamnă ieftin. Când unul se duce la piață și vrea să negocieze, zice, Doamnă, Domnule, nu lăsați mai lezne? Asta înseamnă limba bihoreană, dumneavoastră trebuie să vă dau explicația asta. De fapt, cred că s-ar potrivi foarte bine și aici. Lezne înseamnă și ieftin. Păcatul care pune stăpânire pe viața noastră atât de ieftin, atât de ușor. Mi-aduc aminte că la un moment dat am întrebat într-o adunare, vă aduceți aminte de Gehazi, care are un moment grav în Vechiul Testament, din cauza căruia se îmbolnăvește de lepră. Vă amintiți de momentul ăla? Dacă da, dați din cap, să știu că... Vă amintiți de acel moment în care ajunge să sufere de lepră, pentru ce? Pentru niște haine, și am calculat eu acolo că talanții de argint erau cam 72 de kilograme de argint. Și am întrebat odată într-o adunare dacă ar spune două minciuni, pentru că despre asta e vorba, cam două minciuni pentru 72 de kilograme de argint. Și unul foarte sincer, de undeva din, nu mai știu, din spate, aveau corul acolo în spate, îmi zice, frate, câteodată și gratis. Că noi vorbim de Gehazi, dar gândiți-vă că omul a rămas cu niște haine de marcă, în vremea aia hainele erau mult mai... Și erau chiar de marcă și 72 de kilograme de argint. Bani serioși, nu mai calculăm acum. Și se întâmplă că de foarte multe ori, foarte ieftin, ajungem să păcătuim și nu doar să facem un anumit lucru păcătos. Ne trezim că suntem ca într-o capcană. Și viața noastră de pocăință, în mod teoretic, este ce? O alergare. Aduceți-vă aminte ce spune Apostolul Pavel, știu sigur că știți, de-aia vă spun, aduceți-vă aminte, în Galateni, în capitolul 5, versetul 7 și 1, le zice celor din Galatia așa, voi alergați bine, ce v-a tăiat calea ca să nu mai ascultați de adevăr? Adică credința voastră, pocăința voastră, era o alergare. Dar ceva s-a întâmplat cu voi la un moment dat. Și s-ar putea ca unii dintre voi în această seară să fiți exact în aceeași situație. Ia aduți aminte cât har aveai atunci când te-ai predat. Ți-aduci aminte de momentul ăla? Când ai ridicat mâna? Când dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, ai fost botezat în Duhul Sfânt? Sau când ai avut o experiență cu Domnul? Vreau să vă întreb acum, vreau să văd cât să aici pocăiți, mâna sus toți pocăiți.
Ridicați, nu. Am văzut că unul a ridicat două mâini, este foarte pocăit. Vedeți că și Biblia zice, nu fiți prea neprihăniți, să nu vă pierdeți în neprihănirea voastră. Aduceți-vă aminte, gata, poți lăsa mâna jos. Aduceți-vă aminte de momentul în care ați experimentat cu Domnul. Vă aduceți aminte? Cât elan, cu cât drag veneați la biserică, nu trebuia să vină fratele, care o fi el, Gabi Zegrean, ca să veniți la biserică. Și dacă era cel mai slab predicator din adunare, nu te gândeai cine predică, erai acolo. Adu-ți aminte cu cât drag citeai din Biblie. Adu-ți aminte cu câtă bucurie ascultai o predică pe internet. Amintește-ți de toate momentele acelea extraordinare. Pocăința ta era ce? O alergare. Alergai la biserică, alergai la rugăciune, alergai la toate grupele de rugăciune. Mi-aduc aminte de un frate tare scump. Efectiv, numai la întâlnirea de comitet nu venea. Dar și la comitet ar fi venit la adunare. Imediat după ce s-a întors la Domnul, era în fiecare seară. Luni, marți, miercuri, joi. O venit odată la biserică și era închisă biserica. El nu știa de ce închisă biserica într-o zi. La repetiții. Omul era acolo. De ce? Creștinismul lui, pocăința lui, credința lui era o alergare. E, dar se întâmplă ceva cu unii dintre noi. La un moment dat, și acum nu zic doar de dumneavoastră, dar zic pentru că sunt aici în biserica Rugul Aprins, eu mi-aduc aminte de primele întâlniri la care am participat. E adevărat că acum sunteți mult mai organizați, mult. Domnul să vă binecuvânteze peste tot. Și vreau să vă flatez, să vă spun că sunteți una dintre cele mai bine organizate biserici din lumea evanghelică și Domnul să vă binecuvânteze pentru asta. Dar îmi aduc aminte de un foc care exista în adunare. Primele des când am fost, dom'le, simțeam că eu zbor, efectiv. Când am predicat pentru prima dată în biserica din Toflea, și era biserica de dincolo, aglomerație, o aglomerație fantastică, și pe drum era aglomerat. Nu mai vorbesc pe culoar, aveam senzația că și pe biserică sunt oameni. Când cântau, când ridicau Bibliile, când ziceau un amin, când ziceau un aleluia, n-aveai cum să predici. Uite cum am vorbit eu acum, n-aveai cum. De ce? Erau toți, te împingeau. Și dacă erai cel mai slab predicator, tot predicai cumva. Dar se întâmplă ceva. E un foc care arde o vreme în unii dintre noi. Focul acesta trebuie alimentat. Focul acesta se întâmplă că la un moment dat parcă se stinge. Și mă uit la voi. Mă uit, pe unii vă știu, după față. Îmi aduc aminte de unii care și plâns în adunare. De mai multe ori v-am văzut plângând în adunare, că am fost de multe ori în zona asta. Și astăzi când mă uit peste bisericele pe care le păstoresc, mă doare, și o spun zâmbind, dar o spun cu durere în suflet. Mă doare să văd oameni care în urmă cu ani de zile erau plini de forță, de putere, și acum îi vezi că dorm. Și mă gândesc, ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Vine la biserică și îl vezi că stă, te uiți la el, zici, mă, ăsta e prea viu ca să fie mort și prea mort ca să fie viu. Și ce-i cu omul ăsta? Păi ăsta era primul la biserică, ăsta ridica mâinile în adunare. Acum începe programul, vine pe la jumate, când îi terminat programul, nu-l mai vezi că s-a dus, altă dată nu-l mai dădeai afară, nu mai mergea. Ceva se întâmplă. Ce s-a întâmplat cu tine, frate? Soră dragă, ce s-a întâmplat cu tine? La început erai cu elan, te rugai cu elan, erai plin de bucurie. Nu-ți trebuia un predicator cu nume din România, cu multe vizualizări pe internet ca să plângi. Astăzi pot veni trei predicatori cu nume să predice unul după altul și tu tot obosit ești. Și parcă tot nu te mai mișcă nimic. Și parcă nu mai cânt, și parcă nu te mai poți ruga. Și dincolo de program, că programul ca programul, hai să fim serioși, aici toți putem fi foarte mari pocăiți. De acasă, rugăciunea din cămăruță, citirea cuvântului. Ce s-a întâmplat cu noi? Pocăința era o alergare și îndemnul predicii mele din această seară este: nu te da bătut în alergarea aceasta. N-am pregătit un titlu de predică. Eu prefer, când am un titlu de predică bun, să nu-l spun. Asta e o regulă de omiletică pentru toți predicatorii de aici. Mai bine nici un titlu decât un titlu prost. Dar ideea predicii din această zi, aceasta este: oameni buni, nu vă dați bătuți în alergarea voastră.
Eu când voi ajunge în rai, nu știu cum sunteți voi, eu mi-am făcut un plan. V-ați făcut un plan? Eu mi-am făcut. Știi de ce? Că avem de petrecut o veșnicie acolo. Noi ne tot facem planuri legate de pământ. Stau de vorbă cu unii dintre voi, ziceam un plan. Îmi cumpăr o casă, mai îmi cumpăr nu știu ce, mai îmi cumpăr nu știu ce. Câte planuri v-ați făcut pentru august? V-ați făcut planuri? Cine și-a făcut plan? Să dea din cap. V-ați făcut, nu? Păi v-ați cumpărat bilet la avion dacă trebuie să mergeți cu avionul? Da. V-ați gândit cum o să mergeți? Da. No, bun. Treaba asta durează cât? O lună de zile cel mult pentru cei care vă permiteți luxul acesta. De-aia gândiți-vă, în cer avem de petrecut o veșnicie. Păi apucați-vă să vă faceți planul. Biblia zice să ne gândim și la lucrurile de sus, nu doar la cele de sus. E adevărat că noi, pentecostalii, la un moment dat am fost în extrema în care ne uitam doar în sus. Și mi-amintesc că la un moment dat i-am și spus lui Dumnezeu: Doamne, de atât a privit în sus, am făcut spondiloză cervicală. Tot aștept, de ani de zile, tata a zis că vine Domnul, bunicul a zis că vine Domnul, străbunicul a zis că vine Domnul. Îngerii le-au spus însă ucenicilor care au rămas și ei cu privirea în sus: de ce stați și vă uitați la cer? Întotdeauna trebuie să existe un echilibru sănătos între pământ și cer în viața noastră. Dumnezeu ne-a pus cu picioarele pe pământ și cu capul în nori. Serios. Trebuie să existe în noi acest echilibru sănătos între pământ și cer. Și acum eu știu că planuri legate de pământ, slavă Domnului, v-ați făcut. Nu vă mai încurajez în privința asta. V-ați plănuit, toate lucrurile sunt clare, dar ia faceți-vă niște planuri legate și de rai. Păi voi o să ajungeți în rai și ce faceți acolo? Că voi nu aveți niciun plan. E ca atunci când mergeți în vacanță. Ia întreabă-ți copiii, când mergi cu ei în vacanță și ajungi în vacanță și nu știi ce faci acolo. Păi ne-ai adus în vacanță, tati, mami, ce facem aici? Păi ce o să faceți în rai dacă nu aveți un plan? Păi acum să nu vă imaginați că o să stea Domnul Iisus acum toată ziua, bună ziua, să-ți arate ție raiul, cerul. Sunt acolo miliarde de oameni, miliarde de ființe angelice. Ce o să faci acolo? Păi tu dacă te plictisești în adunare, eu îți garantez că în cer o să te plictisești și mai mult. Sau dăm voie să spun că dacă te plictisești aici, slabe speranțe să ajungi acolo. Și acum eu vă spun în felul următor. Eu mi-am făcut niște planuri foarte clare. Dacă aș sta să vă povestesc doar despre planuri, despre rai, am o predică ce se numește așa, dar nu-i prea bine să te citesc pe tine, nu-i semn de sănătate foarte... Și eu mi-am făcut plan și unul dintre planuri e să stau de vorbă cu un om, cu unul dintre sfinții lui Dumnezeu. E Petru, Sfântul Petru, pentru cei care nu sunt prea obișnuiți cu pocăința, dar voi toți sunteți obișnuiți 100%. Vreau să stau de vorbă cu Petru, de ce? Că am eu senzația că seamănă cu noi ăștia din România. Seamănă, cu voi, uite, cu tine. Cu tine, Matei, seamănă. Și cu tine, frate, am văzut că te-ai ascuns. Cu toți. De ce? De ce seamănă cu noi? Pentru că e impulsiv. Îmi place de Petru într-un fel, în alt fel. De ce? Pentru că Petru ce are de zis, spune. Uitați-vă la el. Dar are o problemă însă, știți care e problema lui? E instabil. Petru avea în viața lui multe lucruri bune. Avea o familie, avea o casă, avea o familie fericită. De unde trag eu concluzia asta? Pentru că se înțelegea bine cu soacra sa. Că dacă nu s-ar fi înțeles bine cu soacra sa, nu l-ar fi dus pe Domnul Iisus când soacra se îmbolnăvește ca soacra să fie vindecată, ci ar fi zis, lasă, rămân așa. Dar nu. Pentru că își iubea soacra, se înțelegeau bine în familie, o dus-o în familie. Soacra nu era soacra. Aviz amatorilor că unii dintre voi vă apropiați de vârsta aia, unii deja sunteți, nu sunt socri, sunt părinți. Pentru Petru, soacra n-a fost soacra, ci a fost mamă, pentru că altfel nu l-ar fi dus pe Domnul Iisus în casă ca Domnul să o vindece. Deci omul ăsta, ba mai mult, vreau să mai spulber un mit aici. E ideea asta greșită că apostolii au fost niște săraci, că Petru ar fi fost un sărac, nici pe departe. Cred că lui Petru îi mergea bine. A zice, îndrăznesc să spun, de la mijloc în sus. De ce? Pentru că avea o afacere în domeniul pescuitului și aflăm din Scriptură foarte bine că avea, cum să zic eu, avea corabia lui, mrejele lui. Asta însemna că stai foarte bine și în vremea aia se mânca la pește la greu în zona aia. Deci, lui Petru îi mergeau lucrurile bine, că mulți au senzația că Petru s-a dus după Iisus și ucenicii s-au dus că n-aveau ce face, că ucenicii și ăștia care l-au urmat pe Iisus erau niște oameni care așa își petreceau ziua neavând ce face și s-au dus după Iisus. Nu, erau niște oameni foarte serioși, niște oameni care erau bine în societate, o duceau bine. Numai că ceilalți pescari 100% îl știau pe Petru, că dacă s-ar fi făcut o grevă a pescarilor, Petru ar fi fost primul care să iasă în stradă. Dar tot primul ca să margă acasă. De ce?
Pentru că el avea boala asta, avea problema asta, era instabil. Și dacă veți vedea că și după ce se pocăiește, are problema asta. Când Domnul Iisus îl cheamă, zice, Petre, lasă-o totul, vină după mine. Petru se duce cu mult elan, cum suntem noi. Frate, cânt, slăvit să fie Domnul, cânt. Cânt o duminică. Duminica viitoare mai cânt. Peste 3 săptămâni parcă e mai greu. A patra săptămână parcă e și mai greu. Și am văzut lucrul ăsta în adunare. Noi începem proiecte, dar nu le ducem la bun sfârșit. Fraților, mergem să vizităm bolnavii. Da, în prima zi vizităm pe toți bolnavii. A doua zi mai vizităm vreo 4-5. Poi mâine, nici dacă ne îmbolnăvim noi. Așa suntem noi, e în firea noastră. Pornim cu elan, cu multă râvnă și uitați-vă la Petru. Domnul îi spune, Petre, lasă totul, vină după mine, te voi face pescar de oameni. Da, Doamne, gata, mi-am făcut strategia, am planul, pornesc după tine. Și ce se întâmplă cu el? La un moment dat, Petru îi zice, Doamne, noi am lăsat totul. Și când zic totul, unii se gândesc, bă, ce-o lăsat totul? Totul, mai mult decât aveți voi. Doamne, eu am lăsat afacerea aia în domeniul pescuitului, am lăsat casa, pentru vreme mi-am lăsat pe cei dragi să stea acasă și te-am urmat pe tine. Și întreabă, bun, am făcut treaba asta, dar plata când vine? Salariul când e? Am înțeles că nu e odată la pe lună, am înțeles că nu e odată la 6 luni, dar măcar odată la 2 ani, odată la 3 ani. Ce primim în schimb? Și Domnul îi zice, Petre, Petre, nu multă vreme va trece cât te vei lepăda de mine. Și îl văd pe Petru uitându-se cu multă semeție, într-o clipă de aroganță, de mândrie la sine însuși, spunând, Doamne, dacă toți ăștia se vor lepăda de tine, uită-te bine la Toma, uită-te bine la ălălalt. Eu, Simon, Petru, zis pescarul, eu nu mă lepăd de tine niciodată. Și n-au trecut decât puține ore, până când acela Simon, ce a făcut? A ieșit afară, după ce și-a dat seama că s-a lepădat de Hristos de 3 ori și a plâns cu amar. Și Dumnezeu dragostei l-a iertat. Și asta e frumusețea creștinismului. A alergat bine. Simon a alergat, s-a prăbușit, a plâns, s-a pocăit. Și ce face Domnul? Domnul îl iartă. Dar vreau să vă mai spun ceva. Fiți atenți. Și puneți-vă bine centurile de siguranță la ceea ce vă spun. Simon toată viața luptă cu problema asta. Citiți epistola lui Pavel scrisă galatenilor și veți vedea că apostolul Pavel zice despre Simon Petru că odată era cu creștinii dintre neamuri, altă dată cu creștinii iudei. Exact același bai, aceeași problemă, aceeași slăbiciune. Pentru că vreau să spun ceva, fiecare dintre noi avem în viața noastră un punct vulnerabil, fie pe care l-am moștenit, cu care ne-am născut, un loc în care suntem întotdeauna mai ușor de ispitit sau l-am dobândit pe parcurs, unde diavolul vine și te ispitește, e punctul tău slab. Și diavolul știe întotdeauna cum să facă treaba asta. Vreau să vă mai spun un lucru. Simon Petru și până la sfârșitul vieții lui, în anul 64, ne spune istoria că era la Roma, când în vremea aceea împăratul roman Nero, accentuez Nero, că în vremea când predam istoria creștinismului, un copil mi-a scris în loc de Nero, Dero. E o mare diferență. Și mi-aduc aminte că spune Eusebiu de Cezarea că împăratul Nero a început o persecuție împotriva creștinilor și ce s-a întâmplat, Simon Petru s-a gândit că nu-i de el să moară la Roma. Așa că a fugit din Roma și pe drumul care mergea dinspre Roma l-a văzut din partea opusă venind pe Iisus Hristos. A avut o vedenie, l-a văzut pe Iisus la propriu venind pe drum cu ochii plini de lacrimi și îndreptându-se spre Roma și Iisus trecând pe lângă el. El fugind din Roma, iar Iisus venind din partea inversă, îndreptându-se spre oraș. Și el ar fi întrebat, Iisus, când a trecut pe lângă el și văzându-l că plânge, Mântuitorule, de ce plângi și unde te duci? Vă v-a dis, celebra întrebare, unde te duci? Și răspunsul ar fi fost, Simone, mă duc să fiu răstignit a doua oară pentru tine la Roma, în locul tău. Și în momentul acela scrie Eusebiu, marele istoric creștin, simțindu-se Simon mustrat în cugetul lui, se întoarce la Roma, unde este imediat arestat de Nero, condamnat la moarte prin crucificare. Și ultima dorință a lui Simon Petru, pescarul, e în fața lui Nero următoarea: vreau să mă răstigniți, dar nu vreau să mă răstigniți în mod normal, cum a murit Domnul și Mântuitorul meu, care a fost perfect neprihănit, ci pe mine răstigniți-mă cu capul în jos, pentru că nu sunt vrednic să mor așa cum a murit Iisus Hristos, pentru că am fost un simplu om cu slăbiciuni în viața mea. Și s-ar putea în această seară să fii în locul acesta și să ai sentimentul acesta de vinovăție în viața ta, să spui, Doamne Dumnezeule, parcă nu mai am râvna pe care o aveam altă dată, din rugul aprins, parcă nu mai
nu e mai atât de aprins. Parcă focul acela nu e la fel de mare, focul acela al pasiunii pentru Dumnezeu. Parcă altă dată rugăciunea era cu mai multă forță și câteodată ne întrebăm: Doamne, ce s-a întâmplat cu noi? Vreau să spun în seara asta, există o soluție pentru tine. Dacă te simți la pământ, soluția este cea pe care o adoptă Petru când realizezi că există ceva în viața ta prin care diavolul într-un fel sau altul a tăiat alergarea, o piedică care te-a făcut să te împiedici și să cazi pe cale. Există o soluție. Soluția sunt lacrimile lui Petru. Să ieși afară și să plângi cu amar. În locul acesta, în adâncul ființei tale, să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne Dumnezeule, iartă-mă, 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 Doamne, iartă-mă că nu mai am aceeași pasiune, iartă-mă că nu mai am aceeași putere, iartă-mă că nu mai am aceeași dorință după tine și după lucrurile spirituale, iartă-mă, Doamne, că nu mai îmi place Biblia așa cum parcă îmi plăcea altădată, iartă-mă că nu-mi găsesc întotdeauna plăcerea în cuvântul tău, iartă-mă că nu sunt atât de dedicat ție pe cât ar trebui, iartă-mă că nu-mi pas atât de mult de ceilalți pe cât ar trebui să-mi pese. Nu voi uita niciodată o adunare în care am fost păstor o vreme, când pentru început, când am ajuns păstor acolo, undeva pe primul rând era întotdeauna o femeie care plângea la toate programele și a fost impresionat de faptul că femeia asta plângea până și la anunțuri, de la începutul programului până la sfârșit, și am stat cu ea de vorbă și am întrebat-o de ce și mi-a spus: am un băiat care nu este pocăit și nu mă pot obișnui cu ideea că într-o zi va ajunge în iad. Și m-am gândit în felul următor: în adunarea asta sunt și alți părinți care au copii la fel, poate unii chiar mai rău decât acesta, dar totuși această femeie avea acest foc în inima ei. Și m-am gândit: Doamne Dumnezeule, cum e posibil să venim la biserică și să avem un tată, o mamă, un frate, o soră, un copil, pe cineva drag, și totuși să nu ne pese și inima noastră să rămână mai departe tare, nici măcar la rugăciunea pentru cei necredincioși, parcă nu mai avem aceeași putere? Și răspunsul este simplu: s-ar putea ca în viața noastră să existe ceva, o piedică, o capcană, un păcat prin care diavolul ne-a înfășurat atât de lesne. Soluția este ca în această seară, în lacrimile pocăinței, să găsim iertare și putere de ridicare, pentru ca mai departe viața noastră de pocăință să fie cu adevărat o alergare. Aleluia, amin. Măcar pentru faptul că acum am vorbit mai rapid și mai tare, trebuie să ziceți în amin, așa mai. Păcatul ăsta, știți cum acționează? Stimulează simțurile, creează iluzia plăcerii de moment și pune stăpânire pe gândire și pe viața ta. Ia uitați-vă, totul începe de aici, vedeți? De aici, din mansardă. Biblia zice: păzește-ți inima mai mult decât orice. Se poate traduce: păzește-ți mintea mai mult decât orice. Pentru că de aici, din inimă, din minte, pornesc toate izvoarele vieții. Adică ceea ce gândești astăzi, aceea vei deveni mâine. Spui: frate, dar nu contează. Ba, contează. Tot ce acumulezi în locul acesta. Și fiți foarte atenți. Apostolul Pavel spune în epistola adresată Corintenilor: toate lucrurile sunt îngăduite. Ce zice? Dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe voi. O pus stăpânire pe tine dorința de a vedea câte like-uri ai primit la poza aia pe care ai pus-o azi dimineață pe net. N-ai liniște. Numai 3 like-uri. Trebuia să pun 7 flori. Sunt lucruri care ele însele nu sunt neapărat păcătoase, dar devin păcătoase prin faptul că pun stăpânire pe viața noastră. Vreau să vă mai spun ceva. Banul nu e un lucru rău. Banul devine un lucru rău când pune stăpânire pe viața noastră și nu ne mai dă liniște și pace. Noi avem nevoie de bani ca să trăim, dar nu trăim ca să facem bani. Sunt lucruri care ele însele nu sunt neapărat păcătoase, dar pot deveni păcătoase prin faptul că, stimulând simțurile, creează iluzia plăcerii de moment și mai apoi pun stăpânire pe gândirea noastră prima dată, că totul pornește de aici, și după aia pun stăpânire pe viața noastră și nu ne dăm seama de ce. Da, de la gadgeturile acestea pe care le schimbăm tot la 6 luni, la 1 an de zile. Păi nu pot, frate, nu mă descurc fără telefon care se poată lansa nave spațială.
Și trăim doar pentru asta. De ce? Să-mi iau încă un telefon, să-mi schimb iarăși mașina, să mai iau un lucru. Și-o pus stăpânire pe viața mea. Frate, păi nu-i păcat, că nu scrie despre telefon în Biblie. E adevărat că nu-i păcat și vreau să vă spun foarte clar lucrul acesta. Dar fiți foarte atenți că sunt lucruri care nu neapărat sunt păcătoase, dar care pot pune stăpânire pe viața noastră. Și te trezești că-ți trece viața. Ia gândiți-vă cum s-a dus viața până aici. Cât de repede. Știți care-i baiul? Vă spun eu de ce ni se pare nouă. Tot au pe mulți zicând, frate, parcă timpul trece mai repede. Pe unii am auzit că există o teorie care spune că în ultima vreme timpul trece mai repede. Fiți serioși, nu există așa ceva. Dar știți de ce ni se pare nouă că timpul trece atât de repede? Vă spun eu de ce. Că nu ne mai uităm în sus. Pentru că nu-L mai așteptăm pe Iisus Hristos. Ia aduceți-vă aminte că ne dorim foarte mult ceva. Când îți dorești, uite ăștia care trebuie să se căsătorească. Când cineva așteaptă să se căsătorească, zice, măi, cât mai e? O lună de zile, 2 săptămâni. Ăia care au făcut armata, să-și aducă aminte cum era cu AMR-ul, cu plecatul acasă. Ți se părea că nu se mai termină niciodată. Când aștepți ceva, timpul trece greu. Dar când nu mai aștepți nimic, timpul trece rapid. Gândiți-vă la voi. Când biserica l-aștepta pe Iisus Hristos, când biserica era cu privirea mai și spre cer și în mod sănătos și spre pământ, în mod echilibrat, doar când biserica nu mai așteaptă, când alergăm de dimineața până seara numai după lucrurile lumii acestea, ne întâlnim la sfârșit de an și zicem, bă, dar a trecut anul ăsta, știi de ce? Că nu te mai uiți în sus. Că de fapt așteptările noastre nu se mai leagă de Dumnezeu, ci se leagă mult prea mult de lumea aceasta. Pentru că atunci când aștepți ceva, timpul trece greu. Când nu mai aștepți nimic, timpul trece așa, într-o fracțiune de secundă. Și am senzația că de multe ori în viața noastră s-a instalat această liniște băltită, că nu găsesc alt cuvânt, s-a așternut așa o dulce amăruie mediocritate în care ne zbatem. Lasă, mai vine un program, încă o duminică, mai vine fratele Adi Mocan, mai vine fratele Gabi Zegrean și mergem dintr-un foc de paie în alt foc de paie. Vreau să vă spun ceva, oameni buni, ridicați-vă privirea înspre cer. Noi n-am fost creați de Dumnezeu doar pentru lumea aceasta, însă unii dintre noi robiți de lucrurile acestei lumi care stimulează simțurile, creează iluzia plăcerii de moment, lucruri care nu sunt neapărat păcătoase în ele însele, dar prin care diavolul a reușit să pună stăpânire pe viața unora dintre noi. Nu mai ai timp de rugăciune. De ce? Pentru că spui că trebuie să lucrezi mai mult pentru copiii tăi, vei spune da pentru copiii tăi. Da, nu te mai rogi, nu mai ai timp pentru familie de prea multe ori. De ce vei spune? Păi lucrez tot pentru copiii mei și viața se duce și totul trece atât de repede și ne uităm, s-a mai dus un an în care ce ai făcut pentru Dumnezeu? Sau a trecut, zice, lasă că a fost anul pandemiei, anul 2020, anul 2021, iar anul pandemiei. Și dați-mi voie să vă spun că trăim anii pandemiei de 10 ani, de 15 ani unii, pentru că nu mai ridicăm privirea deloc în sus, suntem robiți de lucruri care nu sunt neapărat păcătoase în ele însele, dar prin care diavolul a reușit să pună stăpânire pe viața unora dintre noi. Vreau să vă încurajez, chiar dacă te simți căzut, rămâi în mâinile lui Dumnezeu. De ce? Pentru că tu ești ca un lut, dați-vă rog mai încet puțin, tu ești ca un lut și lutul trebuie să rămână în mâinile olarului. Și olarul păstrează lutul în mâini, știți de ce? Nu pentru ceea ce este, ci pentru ceea ce știe că poate deveni în mâinile lui. Nu, n-am prins asta, că am zis-o prea repede, mai zic o dată. Dumnezeu te păstrează în mâinile lui, nu pentru ceea ce ești în seara aceasta, ci pentru ceea ce știe că poți deveni atunci când te vei zdrobi și te vei lăsa frământat de el. Când Ieremia s-a dus în casa olarului, spune Biblia că olarul acela care îl reprezintă pe Dumnezeu frământa lutul și vasul nu izbutea, dar olarul nu renunță la lut, chiar dacă lutul acesta încăpățânat numai nu lua forma pe care și-o dorea olarul. De ce nu renunță? Pentru că nu-l vedea acum în situația în care era, ci în ceea ce știa că lutul acesta va deveni modelat de mâinile lui.
Seara asta te uiți la viața ta și spui, viața mea nu este cum a fost altă dată, inima mea nu mai este la fel de plină de pasiune, nu mai există același foc, pentru că într-un fel sau altul diavolul a reușit să pună stăpânire pe viața mea pentru un anumit lucru care a stimulat simțurile și a pus stăpânire pe viața mea. Vreau să spun ceva, chiar dacă astăzi ești la pământ, rămâi în mâinile lui Dumnezeu, că Dumnezeu poate să facă din tine mult mai mult. Du-te opri în alergarea asta, amin. Mai zic o dată, nu vă opriți în alergarea asta, amin. Amin. Și o să vă provoc să ziceți de mai multe ori amin. Nu te opri în alergarea asta după lucrurile spirituale, chiar dacă încerci de multă vreme să te lași de un păcat și parcă n-ai reușit de atâtea ori și te-ai prăbușit încă o dată și încă o dată, cel neprihănit va cădea de 7 ori, de fiecare dată se va ridica și va merge mai departe. Va spune, știu că Dumnezeu nu renunță la mine. O, câteodată Dumnezeu crede în noi mai mult decât credem noi înșine. Dumnezeu nu se uită la ceea ce suntem astăzi, ci Dumnezeu se uită la ceea ce știe că vom deveni, cu o singură condiție: să rămânem în mâinile Lui. Câteodată descurajat de propriile slăbiciuni, câteodată în situația în care spun, Doamne, am încercat de atâta mare de vreme să fiu mai cu putere, să cresc în slujirea mea, dar nu știu cum se face că am căzut încă o dată și încă o dată, și s-ar putea soră dragă, frate drag, prieten drag, tânără dragă, să te fi predat nu o dată, ci de mai multe ori, să fi plâns înaintea lui Dumnezeu pentru păcatul din viața ta, pentru slăbiciunea ta de mai multe ori, și ai falimentat parcă de fiecare dată, și focul inimii tale care ardea puternic pentru Dumnezeu se stinge tot mai mult, tot mai mult, și parcă ai descurajat și ești în situația în care spui, Doamne, știi ceva? Nici nu mai slujesc, știi ceva? Nici nu mai vin la biserică, știi ceva? Parcă nu mai am putere să merg mai departe. Vreau să te încurajez în această zi. Dumnezeu nu se uită la ceea ce ești astăzi, ci Dumnezeu se uită la ceea ce tu vei deveni, cu o singură condiție: să rămâi în brațele lui Dumnezeu și să spui, Doamne, eu sunt lutul acela călcat în picioare, care astăzi n-are nicio valoare și care prin propriile forțe nu poate deveni un vas frumos, dar spart de sânt, bucăți de sânt, Doamne Dumnezeule, vreau să rămân în mâinile Tale. Apasă, Doamne, mai departe pe viața mea, pentru ca într-o zi să pot să stau în picioare, din nou plin de pasiune, cum am fost altădată, din nou plin de viață pentru Tine, din nou plin de dragul Tău, Doamne, și plin de dragoste pentru Tine. Altfel suntem o armată de oameni descurajați, care nu mai aleargă, care nu mai mărșăluiește, ci care se târăște, care încearcă și merg în coate și în genunchi. Dar cel credincios, cum zice cântarea, pe calea lui Hristos și în coate și în genunchi, va merge mai departe. Poate există în viața ta o slăbiciune de felul ăsta. Vreau să te avertizez, două lucruri vă spun, două, numai că la mine două durează. Tu ești cu ceasul, tu ai fost și ieri, nu? Unu, înțelege că fiecare căderea ta îți afectează viața. Și doi, înțelege că din fiecare cădere există soluție de ridicare. Voi începe cu partea negativă, pentru ca să încheiem zâmbind, biruitori. Fiecare cădere are consecințe. Înțelege asta. E greu de înțeles. Știi de ce? Că Biblia spune că plata păcatului este moartea. Și am spus odată, nu voi uita în biserica noastră lucrul acesta, și a venit la mine un adolescent și mi-a zis, frate, dumneata chiar crezi că plata păcatului e moartea? Păi, zice, dumneata cunoști pe cineva să fii mințit și să fii murit imediat după aceea? Și asta e ridicată la fileu pentru un pastor. Faptele Apostolilor, capitolul 5, Anania și Safira. Zice, nu din Biblie, de la noi din cartier, din zona noastră, știi pe cineva care să fi mințit și să fi murit imediat după aceea? Și știți care e problema cu păcatul? Unii au senzația că păcatul n-are urmări, n-are consecințe. De ce? Pentru că nu are consecințe imediate, e ca și cu fumatul. E ca omul ăla care se uită pe pachetul de țigări, scrie, tutunul dăunează grav sănătății, fumează o țigară și încă o țigară și încă o țigară și zice, bă, dar nu mi se întâmplă nimic. Doctorul mi-a zis că dacă fumez, mor, dar uite că eu sănătos. Și mai fumează și mai fumează și zice, bă, doctorii spun ei ce spun, dar ea nu știu ce spun. Și își găsește și o scuză. A, știu eu pe unul care a fumat până la 90 și nu știu cât de ani. Și trec ani, trece o zi, trec două, trec,
trec lunile, trec ani și ajunge în fața doctorului și doctorul întreabă într-o zi, ce-i cu tine? Uite, ai cancer la plămâni. Și omul zice, păi cum am cancer la plămâni? Păi tu nu știi, fumai? Păi dar cum să nu fumez? Păi tu nu știi că fumatul dăunează grav sănătății? Păi nu scrie pe pachetul ăla. Păi domnul doctor, nu e adevărat. Eu am experimentat. Fumez de 30 de ani, zice, de 25 de ani. Păi la fiecare țigară am fumat și n-am pățit nimic. Da, dar uite că acum suporți consecințele. Pentru că vreau să vă spun ceva, lucrurile stau exact la fel și cu păcatul. Omul minte odată, înșală odată, zice, bă, am înșelat acolo, merge mai bine, am și dat 10 iară la biserică. Toți sunt fericiți, toată lumea câștigă, uite ce bine merge. Dar nu se gândește la urmări, decât, știți cum ne gândim la urmări? Exact ca și copiii ăștia. Câți ani are el? Câți ani ai? Ăla cu mâna sus, care a fost. Tu câți ani ai? 9 ani. Tu, juniorule? 10. Cum vă cheamă? David. Ai. Și Goliat. Cum? Luca. David și Luca. Știți cum suntem noi? Exact ca și ei. Când eram eu de vârsta lui David și Luca, eu și fratele meu, Adi și Călin, doi pastori și voi doi, Domnul să vă ajute. Cam de vârsta voastră m-am dus la cireșe, la vecinul meu. Avea niște cireșe. Bunicul meu avea 5 cireși în spatele casei. Vecinul meu avea numai unul, dar ăla unul parcă era mai bun decât al nostru. Nu știu ce s-a întâmplat. Și bunicul meu zicea, fii atent, nu cumva să te prind că merg la cireșul vecinului. Și când mi-a zis asta, știi care a fost primul gând al meu, David? Ce bună idee mi-a dat. M-am gândit, mă, eu nici n-aș fi mers vreodată dacă nu zicea să nu mă duc. Dar pentru că mi-a zis să nu mă duc, chestia asta te face curios și mergi. Și ce am făcut? L-am pus pe frate meu care e pastor între timp, a ajuns pastor, dar nu așa să ajunge pastor, să fii. Și l-am pus să stea să se uite la cer. Era tot așa până luna asta, sau iulie, să fi fost, nu știu, iunie, se uita la cer. Era o zi frumoasă. De ce s-a uitat la cer? Pentru că nouă bunicul ne-a zis tot timpul, plata păcatului e moartea. Fiți atenți că dacă faceți ceva rău, dacă luați de la alții ce nu vă aparține, s-ar putea să vă pedepsească Dumnezeu imediat. Și la noi, la țară, era ideea asta că ne poate trăzni dacă ne asculți de Dumnezeu, dacă nu faci ce spune Biblia. Și am zis, mă, să nu plouă cumva. Și eram foarte cuminți, mai ales când ploua. Nu ploua foarte des, ce-i drept. Și mi-aduc aminte că l-am pus pe fratele meu să se uite la cer. Nu cumva să ne trăznească în timp ce luăm cireșele vecinului. Și el s-a uitat la cer, cerul era perfect albastru. Și m-am apropiat de prima cireașă încet, încet, în slow motion, îi zice în engleză. Știți voi mai bine ca mine. Adică în reluare, mă înțelegeți? M-am apropiat, am luat prima cireașă, am mâncat-o, mi-a fost frică să nu rămână în gât, să mănec cumva acolo, să rămână așa, celebru în istoria satului nostru. Am mâncat-o, amestecat-o bine, mă uitam la fratele meu, zic, mă, sigur nu ne trăznește. Sigur nu plouă, sigur nu tună. El zice, stai liniștit, nu plouă toată săptămâna, după cum se vede. După aia a venit și el, ne-am urcat amândoi în cireș. Prima cireașă am mâncat-o încet, să nu ne stea în gât. A doua am mâncat-o mai repede, că deja aveam dinții formați. Nu ne mai gândeam, a treia, a patra, a cincea, ne-am urcat în cireș și după aia am mâncat. No, dragi copii, și vă spun și vouă, și le spun și la părinții voștri, dar eu cu voi vorbesc acum, vă zic așa, fiți atenți, exact așa e cu omul când face lucruri rele. Are senzația că nu-i se întâmplă ceva rău. Odată. Zici, bă, am scăpat de data asta. Înseamnă că nu există consecințe. Nu așa gândim noi. Ziceți voi. Nu ziceți amin, nu mă dați în cap. Așa e. Odată numai. Zici, bă, nu mi se întâmplă nimic. Ai furat odată, ai înșelat odată, ai băut odată, ai făcut un anumit lucru, ai intrat pe net unde nu trebuia să intri și la început te mustră conștiința. E un mecanism ciudat și la nivelul minții. Și fiți atenți. Biblia spune, și fiți foarte atenți, înșelăciunea păcatului aduce împietrire. În primă fază, ce se întâmplă? Te mustră conștiința, simți că parcă se deschide pământul sub picioarele tale, îți este rușine și spui, Doamne Dumnezeule, nu merit, ci vii înaintea lui Dumnezeu și îl vezi pe om cum plânge în adunare și îl vezi că îi pare rău, dar se întâmplă ceva ciudat. Diavolul lucrează în mod pervers la nivelul minții omului și zice, auzi mă, fii atent, plata păcatului e moartea și tu ești viu. Ești mai viu ca niciodată. Te simți mai bine ca niciodată. Treburile îți merg bine. Înseamnă că ea nu zic bine. Înseamnă că Biblia nu zice bine. Și tu ce faci? Îl crezi pe cel care Biblia numește mincinosul. Că asta e și numele lui. Deci să-l crezi pe ăla pe care Biblia numește mincinosul. Tata minciunii vine și evident, își face bine meseria.
și folosește uneltele marketingului și te prostește și te înșală și tu, bă, zici, bă, îți vine, mai fumezi odată, mai bei odată, mai intri pe net odată, mai faci, parcă a doua oară nu te mai mustră conștiința la fel. Tu te vezi mai întâi, iară sănătos, iar vezi că îți merge bine, parcă mai lași o lacrimă când vii la adunare, a treia oară nu te mai mustră conștiința. Și citiți în Biblie, există mecanismul acesta pervers care afectează viața omului, pentru că în momentul în care omul ajunge să bea păcatul ca apa și să îi se pară că e ceva normal, știți ce se mai întâmplă în vremea noastră? Ceea ce vedem noi pe internet și la televizor în fiecare zi, parcă ne face și simțul moral tot mai slab. Nu vedeți că și în filmele acestea comerciale, eroii cei mai interesanți sunt aia care mint, care curvesc, care fac cele mai mari lucruri și lucrul acesta ne scade imunitatea duhovnicească. Ce se întâmplă cu noi? Îl admirăm pe nu știu care actor care apare într-un film, un mare erou, e eroul principal, dar omul ăla în același timp minte, fură, înșală, face tot felul de lucruri rele, trăiește în curvie, face tot felul de lucruri imorale și îl admirăm și lucrul ăsta nouă, pocăiților, celor credincioși, ne scade imunitatea spirituală și la început, încetul cu încetul ne trezim că facem anumite lucruri și știți care e durerea? Durerea e următoare, că dacă la început am spus, Doamne, ai milă de mine, Doamne, sunt vai de capul meu, Doamne, ai milă și plâng și cer iertare, ajungi în situația în care spui, bă, eu sunt bine. De ce? Drept dovadă, nu mi se întâmplă nimic rău. Și vine păstorul să spune, și vin frații conducători, și vin cei din comitet, și vine nevasta să spună, și vine soțul să spună, măi omule, nu-i bine cu tine, și vine tata și mama să spună, mă, nu-i bine ce faci. Dar tu ce spui? Bă, eu sunt bine, uite, mie nu mi s-a întâmplat nimic rău, eu mă simt foarte bine, eu cred că e de la Domnul, și uite cum oamenii care se numesc creștini ajung la un moment dat în mod ciudat, dacă în prima fază a vieții lor au plâns pentru unele lucruri, acum râd în dreptul acelorași lucruri, spunând despre ei, sunt foarte bine, merg pe calea asta spre cer și fără să-ți dai seama, diavolul te-a prins într-o capcană. Și asta e durerea, că tu nu realizezi. Pentru că prima consecință, prima urmare a păcatului este întotdeauna negarea. Negarea. Eu mă pot lăsa oricând. N-ați auzit chestia asta? Zice, adevărat, fac asta, dar eu dacă vreau să mă las, mă pot lăsa oricând. Serios. Lasă-te. Nu vreau acum, dar eu dacă vreau, mă pot lăsa oricând. Și există multe forme de negare. Pentru că sunt copii aici. Mi-aduc aminte că odată eram într-o familie și era un băiețel, cam ca voi, poate puțin, bă, nu, era mai mic decât voi, și taică-său era unul ca mine, mai înalt decât mine. Și aveau, la un moment dat aveau, ori deschis frigiderul și taică s-au văzut că cineva umbla la borcanul cu smântână din frigider. S-au uitat la amprente, erau amprentele băiatului, copilului. De fapt, copilul a apărut în sufragerie cu mâinile murdare de smântână. Și îl întreabă taică-său, zice, fiule, nu știi cine a umblat la borcanul cu smântână din frigider? Știi ce a făcut copilul? S-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, o dus mâinile la spate și o zis, tati, habar n-am. Știți că exact la fel facem noi cu Dumnezeu? S-a pocăit un om și înainte de botez a venit și s-a mărturisit. Și am așteptat să-mi spună, m-am pocăit la predica ta, să mă flateze. Nu, zice, am avut un vis, nu la biserică, asta le spun celor care... acasă. Și se făcea că zicea el în visul ăsta, sunt deasupra crucii lui Iisus. Și de sus, de jur împrejurul crucii, erau o mulțime de oameni despre care ai vorbit tu, frate, care îl batjocoreau, care râdeau de el. Și în mulțimea aceea de batjocoritori și chinuitori, era unul care lovea cu pietre și scuipa și înjura mai mult decât ceilalți. Și eu aveam o imagine de undeva de sus, parcă îi vedeam de sus. Și când l-am văzut pe ăla, s-a născut în sufletul meu o dorință de dreptate atât de mare încât mi-am zis, dacă aș putea să-l ajung, să-l prind pe ăla de guler și să-i spun, mă, nenorocitule, tu nu-ți dai seama că dai în Fiul lui Dumnezeu? Dar frate, zice, s-a întâmplat ceva. Imaginea aceea s-a apropiat tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Și când m-am uitat mai atent la fața celui care lovea mai mult decât toți ceilalți, am realizat, a spus el despre sine, că sunt chiar eu cu viața mea și cu păcatele mele.
Pentru că Biblia spune în Evrei, capitolul 10, și dacă nu mă credeți, citiți, că păcatele noastre făcute în mod conștient e ca și cum am călcat în picioare sângele noului legământ, pentru că păcatul are consecință, are urmări și prima urmare este întotdeauna negarea. Când te-ai obișnuit cu păcatul, ajungi să-l negi, cum face Aron. Știți cine e Aron? Fratele cui din Vechiul Testament? Ziceți voi, Moise. Nu pune la vot chestia asta, deci alu Moise, în biserică nu merge cu votul. Știți ce baie avea? Știți ce problemă avea Aron? Se răzvrătea. Adică era gică contra de mai multe ori. Și ce se întâmplă cu el? La un moment dat, când Moise se duce pe muntele Domnului ca Domnul să-i dea legea, ce face Aron? Face un vițel de aur să se pună bine cu poporul. Tot poporul se închină în fața vițelului de aur. Când se întoarce Moise de pe munte și Dumnezeu pedepsește poporul, îi zice lui Aron: ai nenorocit acest popor. Și un verset acolo, mi se pare în Exodul, în capitolul 32, versetul 24, Aron, ca să justifice, știți ce spune? Zice: Moise, nu-ți eu de vină, fiți atenți. Zice: am luat aurul, l-am aruncat în foc și din el a ieșit acest vițel. Nu, vă mai zic o dată. Zice: eu am făcut colecta, le-am luat aurul, l-am aruncat în foc și din el a ieșit vițelul acesta. Adică eu n-am nicio vină. Eu am luat aurul, l-am aruncat în foc și din el a ieșit acest vițel. Știți cum se numește asta? Negarea. Pentru că atunci când diavolul reușește să pună stăpânire pe viața unui om, știți, oamenii găsesc tot felul de justificări. Da, zice, fur, dar fur pentru prunci. Da, zice, fac asta, dar dau și la biserică mai mult. De adevărat, zice, frate, am făcut treaba aia, dar am făcut ca să am timp mai mult să vin la biserică. Întotdeauna găsim justificări, ba chiar spirituale. Ia gândiți-vă că în Roman, capitolul 6, Biblia vorbește despre o categorie de oameni din biserica din Roma care păcătuiau ca să se înmulțească harul. M-am tot gândit că nu degeaba noi românii ne tragem din Roman. Că și aia aveau o minte când e vorba de a justifica păcatul extraordinară. Ei au zis așa: noi păcătuim și noi prin păcatele noastre facem să se înmulțească iertarea lui Dumnezeu. Adică voi ăștia care duceți o viață neprihănită, voi n-aveți prea mult har, că la voi nu e nevoie de prea mult har. N-are ce să vă ierte, dar noi ăștia care păcătuim, noi tot păcătuim, dar și prin păcat vine mai mult har. Vă dați seama? Și zice Pavel acolo în Roman, capitolul 6, cu versetul 1, dacă nu mă înșel, zice: păi, zice, ce o să facem acum? Să păcătuim ca să se mulțească harul? Nici de cum! Asta e o nebunie! Dar omul întotdeauna va găsi justificări, că asta e negarea. Pentru că atunci când diavolul pune stăpânire pe viața unui om, prima consecință, prima urmare e negarea. A doua este obsesia. Și o spun așa cu voce foarte puternică. Ce este obsesia? Tulburarea voinței care se manifestă prin idei fixe și prin dorința irezistibilă de a face un anumit lucru. Tulburarea voinței care se manifestă prin idei fixe și prin dorința irezistibilă de a face un anumit lucru. Ce înseamnă asta? Ajungi să nu mai poți. Nu mai poți, zice. Eu văd, la un moment dat am avut o întâlnire cu mai mulți adolescenți și le-am zis: gata, fără telefon. Păi, dar nu puteau, deci după jumătate de oră erau terminați. Prima întrebare a tuturor, zice, este semnal. De la cine? De la Duhul Sfânt. Păi merem să ne rugăm în munți, este semnal. Dacă nu-i semnal, nu. Dar tu ești stăpânit de telefon? Nu, frate, eu mă pot lăsa oricând. Eu mi-aduc aminte că la un moment dat eram la examenul de la școala de șoferi și unul lângă mine a ieșit de la examen pentru că s-a prelungit acolo, s-a stricat, nu știu ce s-a stricat, softul ăla, și omul a ieșit afară pentru că nu mai putea. Și ieșind a pierdut examenul, dar omul era dependent de fumat. Și după jumătate de oră a zis: eu nu mai rezist. Jumătate de oră. Ce interesant că exact când a ieșit el, softul a început să funcționeze. Cum a plecat? Eu am terminat examenul rapid. Am luat din prima. Nu că ar fi mare scufală treaba asta, dar am vrut să fac paranteza asta să vă fac să zâmbiți puțin. Deci cum vă spuneam, am luat din prima... Și am trecut de examen și l-am găsit afară, stătea pierdut, fuma cu privirea aceea pierdută a omului care vine de nicăieri și se îndreaptă înspre nicăieri cu un sentiment de aproape am ajuns și nu voi ajunge niciodată. Obsesia, devii obsedat. Voi nu vedeți pe ăștia care-s drogați, voi nu vedeți pe aia care-s alcoolici, obsedat, nu-ți mai pasă de nimic.
nu-ți mai pasă de nevastă, dar nu-ți mai pasă de prunci, nu-ți mai pasă de sănătate, nu-ți mai pasă de nimic. Singura ta bucurie e lucrul ăla păcătos. Și din păcate, vreau să vă spun, a treia consecință este moartea conștientă. Aduceți-vă aminte de Iuda. Și vă spun ceva, când Iuda s-a dus și s-a spânzurat, credeți că nu știa că se duce în iad? Vreau să vă spun un lucru dur, știa că se duce în iad. Eu am văzut om care a continuat să bea cu toate că era clar că moare și mi-a zis, nu pot, nu voi uita un moment din viața mea în care un băiat era pe moarte, avea cancer la prămâni și înainte să moară a mai fumat o țigară și era din familie de pocăiți și s-a dus la adunare și era în situația în care, și vreau să vă avertizez în seara asta, lucrurile stau în felul următor, nu că Dumnezeu nu ne mai poate ierta, pentru că de foarte multe ori se întâmplă că unii predicatori vin și ne spun că sunt păcate pe care dacă le facem Dumnezeu nu ne mai poate ierta, nu asta vreau să vă spun, ci înșelăciunea păcatului aduce atât de multă împietrire în viața unor oameni și Biblia vorbește despre asta în Evrei capitolul 6, încât omul acela nu că Dumnezeu nu l-ar mai putea ierta, el nu mai vrea să se pocăiască. Păcatul te duce într-o situație în care, și există un mecanism prin care te înfășoară, te prinde atât de puternic încât tu crezi că ești bine, poate să spună oricine, tata, mama, bunicul, bunica, starea asta am numit-o moarte conștientă și nu-i nimic mai dureros. Vă mărturisesc că am crescut într-o adunare în care unul dintre vecinii mei a participat la toate programele de adunare, dormea aproape la toate programele în adunare, 20 de ani în adunare, nu s-a pocăit niciodată, nu s-a botezat în apă, n-a făcut pasul ăsta, dar a participat aproape la toate slujbele. Și m-am gândit în același timp, în aceeași adunare, a intrat un om odată, nu-l voi uita niciodată, și pe culoarul bisericii s-a prăbușit cu fața la pământ. Prima dată când a intrat în biserică, a auzit doar un cuvânt simplu, cel din față rostind un cuvânt din partea lui Dumnezeu, și acel om care a intrat pentru prima dată s-a prăbușit la prima lui întâlnire după câteva minute petrecute în adunare. Și un altul 20 de ani stând în adunare și totuși nu s-a pocăit niciodată după ce a ascultat o grămadă de predici sau a dormit la o grămadă de predici. Și m-am gândit cum e posibil și răspunsul e simplu. Eu l-am cunoscut pe omul ăla despre care vă vorbesc, vecinul meu, care 20 de ani s-a dus la biserică dar nu s-a pocăit, și răspunsul e simplu. În viața lui erau lucruri care legau atât de puternic încât nici măcar el nu era conștient că are nevoie în mod real de pocăință. Și asta vreau să te avertizez astăzi. Adu-ți aminte, la începutul pocăinței plângeai pentru lucruri care astăzi te fac să zâmbești și asta e dureros. La început, când conștiința ta e perfect albă și curată înaintea lui Dumnezeu, ești gata să plângi pentru cel mai neînsemnat lucru, dar astăzi poți să faci o grămadă de șmecherii, poți să faci o grămadă de lucruri și nu mai ai nicio problemă să vii în față, poate, să faci anumite lucruri. De ce? Și fii foarte atent. Nu te juca cu asta. Fiecare cădere are... Vi l-am prezentat, cele trei consecințe. Și acum, foarte scurt, vă prezint cele trei soluții pe care le-am mai prezentat bisericii din Toflea. Soluțiile, vi le spun foarte rapid. Zi-mi cât e ceasul. A, e bine, până la 11:05 avem vreme. Mă sună din Australia, în urmă cu ani de zile, cineva. La 2 dimineață. Eu n-am știut că sună. Eu am crezut că sună telefonul să mă trezesc. Și fără să-mi dau seama, am răspuns. Și a început să-mi povestească. N-aveam ce face, din bun simț am stat să-l ascult. Mi-a zis așa, nu cred că pentru mine mai există iertare. În primă fază n-aveam ce să-i zic, că nu puteam să vorbesc, era 2 dimineața, dormeam. După aia a început să-mi povestească niște lucruri groaznice, cum rar am auzit. Și la sfârșit mi-a zis, nu cred că există pentru mine iertare. Și am zis lui ce vă spun și vouă. Câtă vreme ai puls, câtă vreme bate inima, Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele oamenilor. La ora 2 dimineața, de fapt era deja 3:30, o oră și jumătate mi-a povestit. Oricum, după 10 minute m-a trezit că n-am mai putut dormi toată noaptea. La ora 3:30, el se ruga în Australia, eu mă rugam în România, împreună cu el. Și am spus lui ce vă spun și vouă. Există soluție. Și care e prima soluție? Îndepărtează-te rapid de sursa răului din viața ta. De rădăcina răului. Biblia spune, feriți-vă de tot ce se pare rău. Care e sursa răului? Întreabă-te, cum ai ajuns? Asta e sursa răului.
îndepărtează-te de sursa răului. Prietenii sursa răului, știi ce spune Biblia? Dacă mâna ta cea dreaptă te face să păcătuiești, ce să faci? Ia ziceți. Tai-o. Așa e, bine ai zis. Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, zice, scoate-l afară. Păi vă văd că vedeți toți, mă uit la voi, aveți mâini. Că nu se referă la mâinile astea și la ochii ăștia, ci se referă la, dacă ai un prieten care te îndeamnă la rău, zice, cine e ăsta? Mâna mea cea dreaptă, lumina ochilor mei. Zice, tai asta. Matei 18, că e contextul în care vorbește despre relații. Îndepărtează-te de sursa răului, prietenii tăi. Te-am întrebat, de ce n-ai venit la biserică? Păi am mers în oraș. Cine? Prietenii ăia. Cine te-a dus în club? Prietenii ăia. Cine te-a învățat să fumezi? Prietenii ăia. Cu care ai ajuns la jocurile de noroc? Cu prietenii ăia. O, dar nu poți zice, e lumina ochilor mei, ăsta e mâna mea cea dreaptă, din clasa a doua, jucam fotbal împreună. Zice Biblia, știu că e dureros, dar unde vrei să ajungi? În rai sau în iad? De-aia zice, mai bine să ajungi în împărăția lui Dumnezeu așa, taie relațiile acelea. Câtă vreme să ia care te sună vinerea seara și spună, hai și tu în oraș, ce facem? Mai bem o bere. Și tu mergi cu ei. Câtă vreme, soră dragă, prietenile tale sunt alea cu care te strângi și te întreabă, după ce îți povestesc de toți ce au făcut și ce nu au făcut, te întreabă, dar tu nu știi chiar de nimeni nimic. Chiar nimic, nu, o bârfă ceva. Și tu la început nu zici nimic, după aia începi să zici și vezi că le place. Și mai zici odată și de două ori și de patru ori și mai inventezi și tu ceva și devii vedeta grupului tău. Și după aia ar te cheamă și ar mergi și te-ai trezit bârfitoare, fără să vrei. Știi care e soluția? Nu te mai du acolo. Amin. Nu se termină predica aici, am zis că așa trebuie să faceți. Așa trebuie să facem. Știți care e problema noastră? Că noi nu ne îndepărtăm de sursa răului. Noi, care sunteți de la țară din România? Așa, ați fost la sapă, nu vă mai întreb că suntem aici. Știți cum era cu sapa? Când tăiai numai buruiana, și ce se întâmpla? La câteva zile, dacă ploua, creștea înapoi. Ce trebuia? Trebuia scoasă rădăcina. Din rădăcină. Baiul cu păcatul e la fel. Noi lăsăm rădăcina acolo, sursa răului rămâne. Și degeaba vii tu și te plângi și Doamne, ai milă și iar te-ai ieșit și iar te-ai predat și iar te-ai predat și iar te-ai predat. Problema e că a rămas rădăcina. De aceea îndepărtează-te rapid. Și când zic rapid, vreau să spun ceva în seara asta. Acum, în clipa asta, nu la sfârșitul predicii, acum. Știți cum e cu unii? Hai să vă spun. Unii oameni, știi cum stai cu păcatul? Las că să, după ce rezolv asta, pastor, eu mă pocăiesc. Așa mi-a zis unii. După ce mă pun la punct, terminând cu o casă, mă pocăiesc. Fii liniștit. Știi cum e, omule? Și vreau să spun ceva. Tu ești într-o mașină care se duce spre prăpastie. Și știi ce faci tu acum? Tu te uiți pe fereastră. Și zici, ce fain e aici, până ajungă prăpastie, mă mai bucur de cum arată. Ascultă-mă ce spun în această zi, dacă nu te pocăiești astăzi, mâine sunt mai mici șanse să te pocăiești și poi mâine și mai mici. Și dacă nu te pocăiești astăzi și dacă nu te oprești astăzi din drumul păcatului, mâine s-ar putea să te oprească Dumnezeu. Și eu mi-aduc aminte de categorie de oameni care și-au făcut bagajele pentru rai. Ei erau siguri că se duc în rai și se duc în rai și trec de poarta cerului și zic, vin la Domnul Iisus, Doamne, arată-ne camerele, le-ai pregătit pentru noi. Și Domnul le spune, da, voi nu sunteți pe lista mea, plecați de la mine că nu vă cunosc. Păi, Doamne, Tu nu ne cunoști, eu sunt înalt preasfinția mea, nu știu care, păi el nu știi cine era ăla care spunea asta, ălalalt e celălalt. Și Domnul zice, plecați de la mine că nu vă cunosc, de ce? Pentru că ați lucrat fără de legea. Și nu există ceva mai dureros decât sentimentul acela că tu mergi bine, să ai senzația că ești pe drumul spre rai, că direcția ta e cea mai bună și să închizi ochii pe pământul ăsta cu convingerea că ajungi în cer și când deschizi ochii în veșnicie să spună Domnul Iisus Hristos, pleacă de la mine că nu te cunosc. Nu poate fi ceva mai dureros. Vreau să spun ceva. Iisus pe pământ nu spune nimănui pleacă. Mai zic o dată. Pe pământul acesta Iisus nu va spune vreodată cuiva pleacă. El a zis așa, eu am venit în lumea aceasta nu să judec lumea, ci să o mântuiesc. Câtă vreme pe pământul acesta înțelegi că trebuie să te apropii de Hristos, oricât ai fi de păcătos, El nu-ți va spune niciodată pleacă, dar vine o zi în care va îmbrăca haina de judecător și în ziua aceea va spune pleacă tuturor celor care refuză acum să se pocăiască. Și asta e durerea, că dacă nu te întorci acum, mâine sunt mai mici șanse să te întorci și dacă nu te întorci astăzi, mâine s-ar putea să te oprească Dumnezeu și tu să crezi că mergi bine, dar să stai în fața lui Dumnezeu și asta e dureros.
Și după ce înțeleg că ne-am, prima soluție, îndepărtează-te de sursa răului rapid. Nu, nu cum facem noi bihorenii, noi suntem așa, nu, stai să mai văd cum o fi. Voi sunteți mai rapizi. Punctul 2. Înlocuiește rău. Cu ce? Biblia zice în Luca 11, când dintr-un om iese un duh rău, se duce la plimbare, sufletul rămâne gol. El nu trebuie să rămână gol niciodată. Acolo trebuie să coboare ceva. Și dacă sufletul rămâne gol, duhul se duce la plimbare, se întâlnește cu alte duhuri. Și dacă sufletul rămâne mai departe gol, duhul cu ceilalți prieteni ai lui, cu celelalte duhuri, se întoarce în viața omului și viața omului devine acum mai rea decât a fost înainte. Aici e explicația că pocăitul nepocăit e mai rău decât nepocăitul nepocăit. Înlocuiește rău. Nu e suficient să te lași de un lucru rău, ci că viața ta rămâne goală. Acolo trebuie să coboare cineva. A treia soluție, vă spun a treia soluție și cu asta închei. A treia soluție, mărturisește răul. E greu să-l spui. Zice Biblia, mărturisiți-vă cui? Unii? Vedeți că nu scrie doar unii altora, ci unii altora. Și fac aici o paranteză pentru frații slujitori. Fiecare dintre noi trebuie să avem un duhovnic. Și duhovnicul trebuie să aibă duhovnic. Și cel care e lider spiritual trebuie să aibă un lider spiritual. An de zile, clerul a trăit minciuna asta. Voi vă mărturisiți toți la noi? Și noi după aia, noi știm ce ați făcut. Știi ce zice Biblia? Unii altora. Adică spun eu ție, dar spui și tu mie. Că dacă spun doar eu ție, tu știi despre mine ce nu știe nimeni altcineva și când eu ridic puțin capul, tu zici, stai jos că te știu cine ești. De ce zice unii altora? Unii altora. Pentru că altfel se formează o clasă care știe totul despre toți. Unul singur trebuie să știe totul despre toți. Și acesta este, vă citesc, Psalmul 32, lectură biblică, Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține înseamnă cine? Pastorul, nu, Domnul nelegiuirea. Și în duhul căruia nu există viclenie, nu vine cu șmecherie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Că zi și noapte mâna ta a apăsat asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Am zis, îmi voi mărturisi cui? Domnului fără de legile și tu, nu biserica, nu pastorul, nu preotul, nu episcopul, ci Domnul iartă fără de legile mele, că nu pastorul a murit pe cruce, că nu preotul a murit pe cruce, că nu liderul religios a murit pe cruce, ci unul singur merită să știe totul despre toți. Și acesta este Iisus Hristos. Omul nu iartă, Dumnezeu iartă. Dacă vei spune tuturor oamenilor, oamenii nu vor uita, însă Dumnezeu va arunca în marea uitării. M-ați înțeles? Mă bucur că lecția asta s-a învățat-o. Voi încheia contemplarea și se termină predica aici. Nu ziceți amin la asta că o iau personal. E o întâmplare pe care am mai zis-o la Beni în adunare, cred. Da? Nimeni nu ține minte la câte ori am predicat pe aici, nici eu nu mai știu ce și cât. În cel de-al doilea război mondial, cu siguranță s-a auzit întâmplarea, dar se potrivește foarte bine. Într-un lagăr de concentrare nazist, cel care conducea lagărul a primit ordin să omoare 10 oameni la întâmplare. A chemat toți oamenii ăia care erau acolo, toți evrei și nu doar evrei, care erau acolo în lagărul de concentrare, i-a strâns pe toți și
conducătorul lagărului s-a uitat la ei și a zis, 10 oameni dintre voi astăzi mor. S-a uitat la ei după fața lor, i-a ales. Tu, 10 oameni, toți muriți astăzi. În mulțimea aceea de oameni care trebuiau să moară, era unul care avea mulți copii și se gândea că o să scape cu viață și o să-și revadă familia. Războiul era aproape de sfârșit, se știa, auziseră vestea că războiul e aproape, că rușii sunt gata să vină, americanii veneau din altă parte și că vor fi scăpați din lagărul acela nazist. Și omul ăla care știa care e familia a început să plângă cu disperare și a zis, vă rog frumos, nu mă alegeți pe mine, vă rog frumos, de ce m-ați ales pe mine? Alegeți pe altcineva. Și cu disperare. Și în mulțime era un preot catolic. Și știți că preoții catolici nu se căsătoresc. Un preot catolic care acolo, în lagărul de concentrare, în suferință, în durere, l-a cunoscut pe Dumnezeu mai mult. Care a făcut un gest extraordinar. A ridicat mâna în sus și a zis, vreau eu să mor în locul acestui om. S-a ridicat în picioare, s-a dus în fața celui care conducea lagărul și a zis, dați-mi voie să mor eu în locul lui. Și ăla care conducea lagărul blocat a zis, treaba ta, dacă tu vrei să mori în locul lui, n-ai decât să o faci, eu trebuie să omor 10 oameni, nu contează cine. Dar vă rog frumos, înainte să mor, dați-mi voie să îi spun un cuvânt celui pentru care am ales să mor. Și spune întâmplarea asta care este adevărată și o puteți găsi pe internet. Că a stat în fața celui om pentru care a ales să moară și a zis doar atât, fă ca jertfa mea pentru tine să nu fi fost degeaba. Atât. Și apoi împreună cu ceilalți 9, cei 10, au fost legați de mâini și picioare, împușcați în cap. Trupul lor a fost aruncat într-un crematoriu nazist și se ridica spre un cer albastru liniștit, un fum cenușiu. Și scrie Elie Wiesel într-un roman numit Noaptea, premiat cu premiul Nobel, scria într-un cer albastru liniștit în care părea că Dumnezeu tace, dar și tăcerile lui Dumnezeu vorbesc. Cel care a scăpat cu viață pentru că un altul a murit în locul lui a povestit întâmplarea aceasta și a zis așa, ori de câte ori în viață am fost pus în fața unui compromis, mi-au răsunat în minte cuvintele celui care a ales să moară în locul meu. Fă ca jertfa mea pentru tine să nu fi fost degeaba. De câte ori am fost tentat să fur, să înșel, să fac un lucru rău, mi-au răsunat parcă auzindu-l în clipa aceea cuvintele celui care a ales în mod voit să moară în locul meu și care mi-a spus, fă ca jertfa mea pentru tine să nu fi fost degeaba. Fraților, doamnelor, domnișoarelor, copii dragi, frați și surori, oameni buni, a venit în lumea noastră Fiul lui Dumnezeu să moară pentru noi. Și El îți spune ție în seara asta și îmi spune mie, fă ca jertfa mea pentru tine să nu fi fost degeaba. Pentru câți moartea și învierea lui Iisus Hristos nu sunt zadarnice? Prin viața ta poți să faci ca moartea lui și învierea lui să fi fost degeaba. Și ai trecut nepăsător pe lângă crucea lui Iisus. Dar vreau să spun ceva. Când vei pleca din locul acesta și vei simți din nou dorința să păcătuiești, când diavolul va veni la tine cu aceeași ofertă și te va tenta în punctul ăla slab al vieții tale unde ai căzut de mai multe ori, aș vrea să-ți aduci aminte că în seara asta însuși Domnul Iisus Hristos, care îi prezentă locul acesta, ți-a spus, fă ca jertfa mea pentru tine să nu fi fost degeaba. Și în clipa aceea adună-ți bruma de putere pe care o mai ai, puțina putere care ți-a mai rămas, și strigă către Domnul și spune-i, Doamne, nu vreau să cad încă o dată. Nu vreau să mă apuc încă o dată de jocurile de noroc. Nu vreau să ajung din nou dependent de lucrul ăsta. Nu vreau să mă mai apuc de fumat. Nu vreau să mai fac lucrul ăla păcătos prin care diavolul a fost stăpân pe viața mea. Doamne, ai milă de mine! Și din adâncul suferinței tale, din întunericul acela al tentației, o, dacă vei striga către Domnul, dacă îi vei spune Domnului, Doamne, de la marginea pământului către tine strig, Domnul își va întinde mâna, Domnul se va atinge de tine, El îți va da putere și prin harul Lui vei putea sta în picioare.
Pentru că nu există unul dintre cei ce suntem în locul acesta care să se poată lăuda, că poate sta în picioare prin propriile forțe. Fiecare dintre noi stăm pentru că știm că înainte de a sta noi în picioare, a stat o cruce în picioare. Că înainte ca noi să avem harul să mergem pe o cale care merge spre cer, s-a înălțat un Fiu al lui Dumnezeu la cer. Că înainte ca noi să murim față de trecutul nostru păcătos, Fiul lui Dumnezeu a murit pentru ca noi să avem viață din belșug. O, slăvit să fie numele Lui! Și dacă crucea stă în picioare peste viacuri, și noi putem sta în picioare în numele Lui. Și dacă Hristos s-a înălțat la cer, și noi ne vom înălța într-o zi la cer. Și dacă El a înviat din morți, și noi vom învia într-o zi din morți. Tot ce facem, facem prin harul Lui și datorită Lui. Și ne aducem aminte că El a murit în locul nostru și jertfa Lui ne responsabilizează și El însuși ne spune: fă ca jertfa mea pentru tine să nu fi fost degeaba. Nu vreau să mai continui cu retorica pe care v-am cu predica. Vreau ca Duhul Sfânt să lucreze. Și o să facem următorul lucru. Ca seara. Nu vă ridic în picioare că poate unii poate ar pleca, poate. Aș vrea să stăm așa, cu privirea plecată, cu ochii închiși, în rugăciune, așa cum stăm pe scaun. Și vreau să fac o rugăciune pentru cei ce se simt la pământ, pentru cei care sunt în viața lor din punct de vedere spiritual la pământ. Poate diavolul te-a tentat de multă vreme și ai căzut, odată, de două ori, de trei ori, de 10 ori. Nu știu care e păcatul tău. Nu știu care e slăbiciunea ta. Dar știu că seara asta este seara ridicării tale. Nu te da bătut. Tu alergai, astăzi ești la pământ. Tu mergeai în viteză spre cer, dar ai prins, ai căzut prins în această capcană și care nu-ți mai dă liniște și pace. Nu te mai poți bucura, nu mai poți citi din Biblie, nu mai poți face nimic. Și poate ai avut senzația că ești bine, dar acum Duhul Sfânt ți-a vorbit și ți-a deschis ochii și zici: Doamne, Doamne, nu mi-am dat seama că sunt atât de rău, că sunt la pământ. Seara asta Duhul Sfânt te poate ridica. Iisus Domnul îi spune: fă ca jertfa mea pentru tine să nu fi fost degeaba. Și dacă ești căzut la pământ din cauza lucrurilor slabe și dacă te simți legat de un anumit lucru și păcatul care înfășoară lesne a pus stăpânire pe viața ta și înșelăciunea păcatului a dus o stare atât de mare de împietrire încât nu mai n-ai realizat, în seara asta vrei să fii ridicat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, vreau să mă rog pentru tine. Și fă un gest de credință. Dacă ești în situația în care trebuie să fie eliberat în această seară și ești la pământ, tu ridică-te în picioare și eu vreau să mă rog pentru tine în această seară. Dacă tu, spiritual vorbind, ești la pământ și ai nevoie în această seară de ridicarea lui Dumnezeu și dacă în seara asta ai nevoie să fie eliberat în numele Domnului Iisus Hristos, tu spune lui Dumnezeu: Doamne, eu chiar dacă sunt spiritual la pământ, eu mă ridic în picioare în numele Tău și vreau să fiu ridicat în numele sângelui Domnului Iisus Hristos. Și dacă crucea rămâne în picioare, și eu voi rămâne în picioare. Și dacă cel răstignit este viu, și eu voi învia. Și dacă El a biruit moartea, și eu voi birui moartea și păcatul. Și în seara asta, Domnul îți spune: dacă nu te oprești astăzi din alergarea ta greșită înspre lucru păcătos, mâine te va opri Dumnezeu. Seara asta este seara pocăinței tale. Seara asta este seara în care tu te ridici și spui Domnului: Doamne, iartă-mă că drumul pe care îs nu-i chiar cum ar trebui să fie, sau sunt căzut, sunt pe calea ta, dar sunt căzut pe calea ta și am căzut prins într-o capcană și diavolul m-a înfășurat cu legăturile lui și nu mai am putere din cauza acestor legături și nu mă mai pot ruga și nu mai pot sluji și nu mai pot citi din Biblie și nu mai am bucuria mântuirii și strig la fel ca David odinioară: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale. Aprinde, Doamne, rugul aprins. Aprinde, Doamne, sufletul meu cu Duhul Tău cel Sfânt. Atinge-te, Doamne, și rupe orice legătură a diavolului. Dacă în seara asta crezi că vei fi eliberat de Dumnezeu, mă voi ruga pentru voi, toți cei care sunteți în picioare. Voi vă știți, Dumnezeu vă știe. Nu vă mai chem în picioare, sunteți prea mulți că
fraților, ceilalți, surorilor, în semn de solidaritate cu frații noștri, în picioare și voi, umăr lângă umăr, că nu suntem mai buni și nu sunteți mai buni decât ei. Dar în mod special mă voi ruga pentru voi, v-am pus să vă ridicați în picioare ca să vă aduceți aminte. Ridicarea în picioare nu-i pentru Dumnezeu, e pentru voi. Predarea nu-i pentru Dumnezeu, e pentru voi. Predarea, ieșit în față, ridicare de mână, ridicat în picioare, e o piatră de aducere aminte. Nu vei uita niciodată. În seara aia, acolo, la rugul aprins, am făcut gestul acesta. Stați cu ochii închiși și mă voi ruga pentru cei care au stat în picioare. Rugăciunea mea, Doamne, este pentru cei care în această seară, cu toate că-s la pământ, au avut puterea să se ridice în picioare. A fost un act de mare smerenie, Doamne, pentru ei, în fața tuturor fraților lor, în această seară, să se ridice în picioare, declarând că au nevoie să fie ridicați de Tine prin Duhul Sfânt. Te rog în această seară, Doamne Dumnezeule, Tatăl meu din ceruri, în numele sângelui lui Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, atinge-te de fiecare bărbat și fiecare femeie din locul acesta, dintre cei care ridicându-se în picioare, Doamne, cu ochii plini de lacrimi, cu sufletul îngenunchiat, vin înaintea Ta tremurând, spunându-ți, Tată, știu că am păcătuit împotriva Ta și împotriva cerului și că nu sunt vrednic să fiu numit fiul al Tău. Primește-mă măcar ca pe un argat, pe unul dintre slujitorii Tăi. Tată, știu că Tu mă vei îmbrăca din nou cu haina mântuirii Tale. Știu că voi primi de la noi, de la Tine din nou râvna aceea Evangheliei, încălțămintea aceea râvnei Evangheliei. Știu că îmi vei pune din nou acel inel care simbolizează legământul pe care l-am încheiat într-o zi cu Tine. Îți mulțumesc că Tu ești Tatăl cel bun din ceruri. Îți mulțumesc că lacrimile noastre nu sunt vărsate în zadar. Și că atunci când Petru a ieșit și a plâns cu amar, Tu i-ai văzut lacrimile și l-ai iertat. Doamne, iartă-ne în această seară. Iartă-ne, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos. Iartă-ne, Doamne, și oferă-ne, Doamne, bucuria mântuirii. În numele lui Iisus Hristos, fie eliberată în această seară. În numele lui Iisus Hristos, fie eliberat. Fie eliberat de sub puterea neiertării. Tu care nu mai poți ierta pe cineva care a greșit. Fie eliberat de sub puterea minciunii. Fie eliberat de sub puterea bârfei. Fie eliberat de sub puterea curviei în toate formele ei. Fie eliberat de sub puterea oricărui păcat. Fie eliberat de sub puterea jocurilor de noroc. Fie eliberat de sub puterea țigării și alcoolului. Doamne Dumnezeule, rupi orice legătură a diavolului în numele sângelui lui Iisus Hristos. Lasă ca Duhul Tău cel Sfânt în clipa aceasta să se atingă de orice suflet din locul acesta și eliberează-l Tu. Eliberează, Doamne, de neiertare. Eliberează, Doamne, de nervozitate. Eliberează, Doamne, de minciună. Eliberează de viclenie. Eliberează de sub puterea jocurilor de noroc. Eliberează de sub puterea drogurilor, alcoolului. Eliberează de sub puterea tuturor acestor lucruri. Tu ai putere. Lasă ca lumina Ta să aducă lumină în întunericul vieții noastre. Îți mulțumesc că faci asta. Îți mulțumesc că i-ai ridicat. Atâția oameni i-ai ridicat în seara asta aici. N-am cuvinte să-ți mulțumesc, Doamne. Sufletul îmi este plin de bucurie. Plâng în adâncul ființei mele de bucurie. Cât de bun Tată am. Doamne, îți mulțumesc că Tu ai lucrat și Te-ai atins de noi. Slăvi să fii în vecii vecilor. Îți mulțumesc, Doamne, că Te-ai atins de mulțimea aceasta, Doamne. Îți mulțumesc că Tu ne-ai vorbit. Și îți mulțumesc, Doamne, că după această seară vom rămâne în picioare prin harul Tău. Vom merge înainte alergând la rugăciune, alergând după sfințenie, alergând să slujim, alergând să ajutăm, alergând să slujim în adunare, alergând să stăm la dispoziție, alergând! Dă-ne, Doamne, focul acesta, pune noi pasiunea aceasta. Îți mulțumesc, Doamne, că vei face acest lucru. În numele Domnului Iisus. Aleluia! Slăvit să fii în veci. Amin. Puteți zâmbi. Iisus ne iubește.